Primarul Marcel Romanescu dezvăluie cine l-a curtat pentru a trece la PSD. Acum, când viitoarele alegeri sunt departe, edilul din Târgu Jiu recunoaște că a purtat discuții pe această temă. Tot el dezvăluie și motivele pentru care a rămas în PNL, în ciuda discuțiilor aprinse dintre el și liderul județean al partidului. Adeziunea am avut-o în față. Nu există, cred că există foarte puține persoane care nu mi-au propus de la Partidul Social Democrat, începând de sus de tot, până la cel mai mic nivel de conducere în Partidul Social Democrat. De dar înseamnă ce spuneți? De sus de tot înseamnă de la cea mai înaltă poziție, de la centru. Chiar de la domnul Liviu Dragnea. Deci domnul Liviu Dragnea v-a propus să treceți la Partidul Social Democrat. Exact. Din păcate, pentru dânsul, cu 2 sau 3 luni de zile înainte de a părăsi lumea liberă. Destăinuirile vin în contextul în care, după alegerile parlamentare, când PNL a scos un scor mai mic decât la locale, Marcel Romanescu a fost acuzat de blat. Atunci când am câștigat primăria, am spus că voi fi permanent un adversar al Partidului Social Democrat și a lucrurilor pe care Partidul Social Democrat nu le face la nivel național sau la nivelul județului Gorj și nu voi face niciodată un blat la nivelul municipiului Târgu Jiu. S-a văzut lucrul ăsta în 3 ani și jumătate. Adică oamenii m-au văzut hotărât să-mi duc mandatul la bun sfârșit cu toate blocajele pe care le-am avut în cei 3 ani și jumătate. Și cred că asta au apreciat. N-am plecat. Și eu am avut ofertă de la Partidul Social Democrat. Și sincer să vă spun, în condițiile în care acea ofertă era tentantă din punct de vedere financiar și puteam să realizez lucruri extraordinare pentru târgujieni, poate stăteam să mă gândesc. Edilul susține că a rămas în PNL doar pentru a privi în continuare în ochii electoratului care l-a susținut în 2017.